Dar putea fi gândită altfel această campanie de vaccinare? De exemplu, dumneavoastră, dacă erați acum la Ministerul Sănătății, ce ați fi făcut altfel? Deci, în primul și în primul rând, aș fi deschis mult mai multe centre de vaccinare. M-aș fi asigurat, asta trebuia să se întâmple anul trecut, domnul ministru Tătaru a avut această goană după imagine, nu să facă lucruri. Anul trecut trebuiau organizate centre de vaccinare în absolut toate localitățile. Nu doar a spune că acest spațiu, de exemplu, în care suntem noi, este centru de vaccinare, nu e suficient. De ce spun că nu e suficient? Pentru că într-un centru de vaccinare trebuie să angajezi personal. Și practic, nu e niciun secret, centre de vaccinare puține în România sunt datorită faptului că nu există sau nu a existat foarte mult timp reglementare cu privire la modul în care poți să angajezi medicii în centrele de vaccinare. La momentul de față, inclusiv în spitalul din care vin eu, în Spitalul Județean din Oradea și alte centre de vaccinare, personalul care lucrează în centrele de vaccinare este luat de la patul pacientului. Asta spune multe despre modul în care s-a organizat campania de vaccinare. Pentru că la nivel național nu s-a reglementat. Da, știți că la un moment dat s-a spus că toate centrele de vaccinare vor fi finanțate de autoritățile locale. Autorități locale care în unele zone își duc viața de pe o zi pe alta. Nu pot să plătească salariile personalului angajat, personalul propriu, pentru funcționarea primăriilor sau Consiliului Județean după caz. Trebuia dată reglementare prin care se spună există un necesar de 20 de centre de vaccinare pe județ. Spun. Acolo avem nevoie de 40 de medici, avem nevoie de 80 de asistente medicale, avem nevoie de, nu știu, 10-20 de infirmiere sau registratoare medicale sau ce mai era nevoie pentru centrele respective. De unde se finanțează? Cum se încadrează personalul? S-a spus și s-a vehiculat faptul că nu-i de unde să iei medici pentru centre de vaccinare. Nu e adevărat. Există medici rezidenți, există absolvenți de facultate care în momentul de față nu lucrează, există tineri specialiști care acum au terminat specialitate, există medici de familie care au terminat specialitatea și care nu au un loc de muncă pentru că nu au avut bani să-și cumpere un cabinet de medicină de familie. De sursa umană avem. Cum să nu? Nu s-a dorit. Și nu s-a dorit nici reglementarea, pentru că dacă se reglementa și spunea, da, tu primar din municipiul de sector, primar de sector, ai voie să angajezi 2 medici sau 4 medici sau 6 medici pe fiecare centru, de vaccinare. Bun, ok. Eu sunt convins că dacă avea reglementare legală și dacă avea buget pentru așa ceva și anunța că angajează medici, sunt convins că erau medici în București care veneau și se angajau. Sau veneau din afara Bucureștiului. La fel în absolut oricare dintre județele țării. Însă nu s-a reglementat. Practic toate astea trebuie să meargă mână în mână. Și nu trebuie să existe 4 persoane sau 5 persoane care să gestioneze această vaccinare. Vaccinarea trebuie gestionată dintr-un singur loc. De la Ministerul Sănătății. Punct. Nu de la armată, nu de la nu știu ce comitet, nu de la Ministerul de Interne. Nu. Trebuie gestionată de la Ministerul Sănătății. Și trebuie gestionată responsabil. Și dacă există absolut orice problemă în gestionarea vaccinării, cel care răspunde, răspunde cu capul. Nu povești și ați văzut și acum apare pe, în presă și în declarațiile publice că sunt oameni care s-au vaccinat peste rând. Nu e adevărat. Există oameni, personal medical, care nu apar în programare. Deci nu apar în programare, pentru că platforma, de exemplu, astăzi când vorbim, platforma de programare, hai să încercăm să programăm un medic astăzi, care are dreptul cu prioritate în prima tură, da? Intrăm pe platformă și încercăm să programăm personal medical. Nu se poate, nu există. E închisă platforma pentru personalul medical. Ei bine, tot acest personal medical, care din diferite motive au fost bolnavi, au fost în prima săptămână după boală, au fost înainte de boală sau au avut o altă problemă pentru care nu s-au vaccinat, în momentul în care trebuie să meargă să se vaccineze, ei sunt înscriși pe o listă specială și apar doar în Registrul Național de Vaccinare. Nu mai apar în platforma de programare. Deci nu există o vaccinare paralelă? Eu nu cred. Oricum nu la cifrele vehiculate. Deci există poate cazuri că am mai văzut situații în care la sfârșitul zilei au rămas doze de vaccin pentru că unele persoane care erau programate nu s-au prezentat și au sunat sau au solicitat să vină cine dorește să vină să se vaccineze. Normal, e mult mai bine decât să arunci dozele de vaccin. Dar să spui că există o vaccinare paralelă fără să
să verifici fenomenul, pentru că dacă verificai fenomenul, vedeai. Sunt medici care au fost vaccinați acum. Sunt studenți la medicină care au fost vaccinați. Studenții mei de la facultatea din Oradea au fost vaccinați săptămâna trecută. Credeți că s-au programat sau chiar a programat cineva pe platformă? Nu, pentru că nu se putea. Bun, și ministrul sănătății n-ar trebui să știe aceste lucruri? Păi ar trebui să știe, dar ar trebui să știe dacă cineva i-ar spune. Dar probabil că există un mecanism din ăsta prin care nimeni nu știe stânga ce face dreapta. Nu, practic, nu sunt gestionate problemele, pentru că dacă ar fi stat de vorbă cu șefa centrului de vaccin de la Oradea sau de la Cluj sau de la București sau de la Timișoara, i-ar fi spus: da, domnule ministru, astăzi am vaccinat 100 de studenți care nu erau trecuți în programare. De exemplu, vă dau exemplu clar. Săptămâna trecută, sâmbătă, au fost vaccinați studenții din anul 3. Știu că și fetele mele sunt studente în anul 3. Și săptămâna trecută au fost vaccinați studenții din anul 3. Ei au fost programați de șeful de an, câte 20 la fiecare oră. Aia nu apar în programare, dar au fost vaccinați. E rău? Nu, e bine, pentru că ei urmează să meargă la patul bolnavului și e important cât mai mulți studenți, la fel cum și cadrele medicale și asistentele și medicii și tot personalul medical din spital și tot personalul care își desfășoară activitatea, că și liftiera, intră tot în contact cu aceiași pacienți cu care intră și medicul. Eu înțeleg că domnul ministru e depășit de situație, cel puțin dacă ne uităm la declarația de presă de ieri, în care acuza faptul că există, iată, o vaccinare paralelă și că ar fi unii care ar sări pe rândul, oameni influenți. Eu vă spun, eu personal încă nu m-am vaccinat, pentru că eu am fost bolnav și am făcut tratament cu anticorpi și nu am, la momentul de față nu am un necesar de vaccin, încă am anticorpi și nu m-am vaccinat. Și nici nu am insistat să merg să mă vaccinez, mă voi vaccina la momentul la care expiră cele 90 de zile de la momentul la care am fost tratat cu anticorpi. Însă vreau să vă spun că și colegii mei din spital și sunt colegi din Senat care puteau să vină să se vaccineze în București sau puteau să vină să se vaccineze la Senat. Nu, s-au programat conform programării, s-au programat în circumscripție lor. Deci dacă senatorii n-au sărit rândul, nu știu cine ar fi putut sări rândul.